Legenda fotbalului argentinian și mondial, Diego Maradona, a murit la vârsta de 60 de ani, în urma unui infarct, informează agențiile de presă internaționale. Maradona se trata de dependența de alcool. La începutul acestei luni, Maradona a fost operat pe creier pentru îndepărtarea unui hematom subdural, adică la unui cheac de sânge, la 5 zile după ce a sărbătorit împlinirea vârstei de 60 de ani. Hematomul a putut fi îndepărtat cu succes. Diego a suportat bine operația. S-a trezit și totul decurge bine, a anunțat la acel moment chirurgul în cadrul clinicii private din orașul Olivos, la nord de Buenos Aires, în cursul unei conferințe de presă. Maradona a fost transferat la clinica respectivă după o primă spitalizare în orașul La Plata, aflat la 60 de km sud de capitala Buenos Aires. Intervenția chirurgicală a durat aproximativ 2 ore. Fostul fotbalist a fost supus apoi unui tratament pentru dezalcoolizare, fiind dependent de alcool. Maradona a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști în istorie. L-a câștigat, împreună cu echipa Argentinei, al cărei capitan a fost, Cupa Mondială la fotbal în 1986. Diego Maradona a jucat de-a lungul carierei la cluburi precum Barcelona sau Napoli. L-a câștigat, de altfel, cu Napoli, două titluri în Serie A. În cariera sa, Diego Maradona a înscris 34 de goluri pentru echipa națională Argentinei, în care a fost titular de 91 de ori. El a participat la 4 ediții ale Cupei Mondiale, 1982 cu Spania, 1986 Mexic, 1990 Italia și 1994 Statele Unite ale Americii. La ediția din 1986, când Argentina a devenit campioană mondială, Maradona a rămas în istoria fotbalului, în special pentru cele două goluri înscrise în sfertul de finală cu Anglia. Primul gol înscris cu mâna, despre care ulterior Diego Maradona a spus că a fost mâna lui Dumnezeu, iar al doilea, considerat cel mai frumos gol din istoria campionatelor mondiale de fotbal, când a driblat aproape întreaga echipă a Angliei înainte de a marca. În ultima parte a carierei sportive, Maradona s-a luptat și cu dependența de droguri. El a fost suspendat pentru o perioadă de 15 luni în 1991, când a fost depistat pozitiv în urma unui control antidoping. De asemenea, în 1994, la campionatul mondial din Statele Unite ale Americii, el a fost exclus din lot după ce s-a descoperit că s-a dopat cu efedrină. S-a retras din fotbalul profesionist în 1997, când a împlinit 37 de ani. Ultimele cuvinte înainte de a muri au fost: mă simt rău. Miercuri dimineață, Maradona a luat micul dejun, după care i-a spus nepotului său, Johnny Esposito, că nu simte prea bine și că merge în pat să se odihnească. O asistentă medicală care îl îngrija după ce a fost externat din spital unde a fost operat pe creier, a sunat la ambulanță pentru că și-a dat seama că starea lui era gravă. Însă când mașina de salvare a venit, fostul fotbalist era deja mort. Potrivit presiei argentiniene, miercuri dimineață, când s-a trezit, Maradona era palid și se plângea de frig. După un mic dejun rapid, i-a spus nepotului său că mă simt rău, acestea fiind ultimele cuvinte pe care le-a rostit. Maradona a murit în somn, după ce a suferit o insuficiență cardiacă care a provocat un edem pulmonar. Legiștii care au efectuat autopsia lui Diego Maradona au făcut un raport preliminar, în care au precizat că motivul decesului a fost insuficiență cardiacă acută. La un pacient cu cardiomiopatie dilatată, insuficiență cardiacă cronică congestivă care a cauzat edem pulmonar acut, potrivit presei din Argentina. Autopsia a fost făcută cu acordul familiei și la solicitarea procuratorii San Isidro, care a deschis o anchetă după confirmarea decesului, tocmai pentru a stabili împrejurările în care a survenit și cauza. Presa internațională a descoperit în urma anchetelor realizate că averea lui Maradona, poate cel mai mare fotbalist din istorie, este de numai 100.000 de euro. O sumă infimă pentru un personaj ca Maradona, dar există ideea că suma este avansată doar pentru a folosi în lupta cu fiscul în Italia, de exemplu, care îi cerea aproximativ 37 de milioane de euro datorat drept taxe în perioada în care a fost zeu la Napoli. Contractele pe care le-a avut Maradona la Barcelona și la Napoli nu sunt oficiale, dar se pare că a câștigat circa 5,5 milioane de euro, respectiv 7,5 milioane de euro, sume care azi par infime, dar la vremea respectivă erau imense. În ultimii ani, Maradona a câștigat mulți bani în contracte și de la sponsori ca Hubolt, Coca-Cola, Puma și așa mai departe. Doar de la FIFA a luat 11.300 de euro pe zi ca ambasador al forului mondial la campionatul mondial din Rusia 2018. O sumă enormă. Iar când a fost antrenor în Mexic, la Dorados, salariul său era de aproximativ 150.000 de euro pe lună.
lună și a stat 11 luni acolo. Nu se întâmpla cu prea multă vreme în urmă, ci în sezonul 2018-2019. În plus, Maradona a mai antrenat pe Fujairah, iar acum pregătea Gimnasia La Plata. De asemenea, o perioadă a fost președinte la Dinamo Brest, în Belarus. Semnase pe 3 ani și a fost primit ca un șef de stat în fostul stat sovietic. Peste tot, salariile au fost importante. De asemenea, cei de la Goal.com mai anunță că Maradona putea recupera peste 40 de milioane de euro dacă ar fi câștigat în instanță toate contestațiile făcute pentru proprietățile și sumele confiscate de autorități. Maradona a murit la proprietatea sa din Tigres, dar numai casa din Buenos Aires este estimată la circa 2 milioane de euro. Foarte puțină lume, cu excepția poate a fanilor feroce, își mai amintește jocul lui Maradona din finala câștigată în 1986 cu Germania de Vest, sau sutele de goluri date în întreaga carieră. Dar aceste două goluri, da, de fapt întreaga sa carieră fotbalistică poate fi comprimată între aceste două reușite în care a fost deopotrivă, la fel ca în viață, înger și demon. Acele 11 secunde care l-au plasat pe Maradona în afara timpului. Acțiunea în sine durează în jur de 11 secunde, iar asta face din fotbalul practicat de Maradona o veritabilă poveste de enigmă cuantică. Senzația de durată a acțiunii dominată de o incertitudine desăvârșită. În cazul lui Diego, secundele se comprimă. Driblingurile sale fulgerătoare dilată însă timpul în jurul apărătorilor englezi, care par că se târăsc. Pentru ei secundele și agonia se dilată spre infinit. La cele 11 secunde, Maradona a făcut țândări percepția timpului. Acela a fost momentul în care Diego s-a plasat definitiv în afara timpului și a devenit, cu voia dumneavoastră, cel mai bun. În schimb, celălalt gol dat cu mâna în același meci cu nefericita Anglie îl scoate pe Maradona în afara fotbalului și îl face astfel în plus imposibil de cuantificat, cântărit sau comparat cu orice alt jucător de fotbal. La fel ca orice sport în care marile competiții televizate reprezintă doar vârful icebergului, fotbalul este în primul rând despre dezamăgire și ratare, despre șanse pierdute, disperare și deznădejde. În fotbalul zilelor noastre, dacă ești doar bun, ești condamnat la o lentă ratare. De aceea este poate și sportul cel mai iubit, pentru că cel mai mult îi iubim pe cei care, spre deosebire de viață, reușesc în fotbal. Iar Maradona a reușit în fotbal, la fel de mult cum a ieșuat în viață. De aceea el va fi cel mai bun, nimeni nu-i va putea egala această dublă performanță. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și subscribe. De asemenea, vreau să văd câți fani Maradona am pe acest canal și vreau să lăsați în comentarii perspectiva voastră a celui mai bun jucător de fotbal din lume. Chiar v-aș pe comentarii în descriere. De asemenea, nu uitați să vă alăturați serverului nostru de Discord, aveți tot link în descriere și de asemenea un follow pe Instagram ar fi absolut fantastic. Noi ne auzim cu alte episoade și evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.